Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. E bine, suntem la Salonul Bicicletei, așa cum am promis, extrem de multe biciclete, sute, mii de biciclete. Și începem prin standul acesta, care nu știu ce stand este, nici nu are importanță. Hai să dăm drumul. Ați testat bicicletele? Aș vrea eu, dar cu altă ocazie. Nu se poate acum? Nu prea. De ce? Închidem ochii. Degeaba... A apucat și alta și pare rău. Na. Ce bicicletă v-ați luat? Eu am vreo două. Ce biciclete? O cursieră, un camin bine făcută, e concepută de un fost ciclist. Deci vă invit să luați o bicicletă. La electrică? Da. În niciun caz. De ce? Sunt împotrivă. Sunteți împotrivă? Da. Cred că cea mai bună bicicletă pentru ținerea mea este asta. Bineînțeles că nu o să-mi iau, dar tu ești Anda, nu-i așa? Da. Bănuiesc că nu poți să mergi pe bicicleta asta, nu? Deocamdată ai crescut cam mare. Anaiba. Deci la Bike Boutique și nu numai, la salon aici găsiți și bicicletă pentru copii. Asta e perfect. Cam ce preț are bicicleta asta? 30.990 de lei. Asta înseamnă... Scădem 20% pe durata trebuie. Înseamnă vreo 6.000 de euro. 6.000 de euro plus bicicleta minus. Asta. Plus. Cred că e fenomenală, nu? Da. Cum se simte? Se simte scump? Se simte scump. Se simte scump? 9,6 kg pentru un fus. Vai! Deci, e ca și cum te duci la magazin și ai impresia că îți dă ceva mare de tot și, de fapt, cântărește atât. Scuze. Pot să fac asta cu eu care... Do you even lift, bro? Asta, cu un full suspension. Ca întotdeauna la Salonul Bicicletei sunt prezente și foarte multe biciclete cu benzină. Nu știu dacă ați văzut bicicletele cu benzină. Asta este cu benzină sau cu motorină? Vă dăm de care doriți, acesta e benzină. Sunt și biciclete cu benzină, asta e cu benzină. Se poate și cu motorină. N-am văzut biciclete cu motorină, dar asta este o bicicletă foarte tare. Hai să intrăm în bicicleta asta. N-am văzut o bicicletă de felul ăsta și de asta zic, cred că e unică în lume, din ce am înțeles. Cei de la Free Wheel sunt îndeajuns de nebuni încât să-mi dea motocicleta să merg pe ea. Să vedem ce o să iasă. O să încerc să merg foarte încet aici printre oameni. Contrar așteptărilor voastre, se simte fix ca o motocicletă și asta îmi place foarte tare. Trebuie să-ți îmbrățișezi aici rezervorul, trebuie să... Rezervorul, mă rog, în care sunt bateriile. Motocicleta are o autonomie de vreo 60-70 de kilometri, nu e foarte mult, dar pentru oraș este suficient. Are și claxon, dacă nu mă înșel. Nu știu pe unde este. Uite aici. Ce tare, scuze. Frânele sunt geniale, sincer. Pe lângă faptul că sunt foarte tari, că se văd chestiile astea aici, deschise cu lichidul DOT, dar... Mă așteptam să fie puțin mai puternică, ca să fiu sincer cu voi. Puțin de tot. Probabil că nu fac eu ceva bine. Am mers ieri și ieri pe ea și era mult mai puternică. Probabil că trebuie ceva baterie. Din păcate nu pot să ies cu el în trafic pentru că nu este încă matriculat acest scooter. Dar din punctul meu de vedere nu cred că aș vrea să ies pentru că încă nu este finisat produsul, nici prețul nu este final. Dar în mare parte, din punctul meu de vedere, este un lucru care este foarte, 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 foarte tare. Adică, cred că e ceva ce o să vedem din ce în ce mai des pe străzile din București, cel puțin.
Moșii Oradă și Unirea, bineînțeles, găsești chestii super interesante. Am mai fost acolo și v-am mai spus eu, pe lângă trotinete electrice și biciclete de la Felt. Hai să vă arăt bicicletele de la Felt, care sunt niște biciclete Giant, dar mai bine făcute. Felt. Suntem și la standul Merida, unde sunt biciclete Merida. Știu că o să-mi spuneți foarte mulți, Marius, mi-a arăs tot timpul o bicicletă foarte scumpă. Vreau și o bicicletă ieftină, normală. Ei bine, am găsit aici bicicleta aproape perfectă. De ce spun aproape perfectă? Pentru că pipa asta ar trebui să fie scurtă și discul ăsta al începătorului ar trebui să nu existe. Dar altfel, bicicleta asta este fenomenală. Este 1700 de lei și nu arată deloc ca o bicicletă de 1700 de lei, pentru că arată foarte bine. Hai să ne oprim puțin să vă arăt cum arată bicicleta. Așa. Are frâne 160 față, 160 spate, pe disc, hidraulice Shimano. Angrenajul este tot Shimano Altus, deraierul Shimano Altus, schimbătoarele Shimano. Și da, este o echipare foarte bună, furcă sere Sontur, perfectă pentru cineva care se dă la început. Și cred că pentru cei care nu vor să dea 1400 de lei pe Rock Rider 520, sau cine știe ce alte biciclete bizare. Wow, și peste o nivelare sărim. Wow, este genială bicicleta asta. Deci pot să spun că m-am îndrăgostit și frânăm. După care schimbăm viteza extrem de precis. Schimbă, trece pe foaia 3, accelerăm. Sărim. Fără niciun zgomot străin. Bineînțeles că nicio bicicletă n-ar fi completă fără testul meu. Și să vedem dacă trece testul de echilibru. Bicicleta îl trece fără probleme. Wow. Este extrem de controlabilă, chiar și din picioare. Mai că n-aș vrea să împart secretul ăsta cu voi deloc, pentru că cred că știu care va fi următoarea mea bicicletă. Spring GTS 1700 de lei. Mai bună decât Rock Rider 520. Mai bună decât multe, multe alte biciclete în același price range. Foarte tare, recomand. Lăsând la parte faptul că bicicleta asta arată foarte bine, este un Scott Genius e-bike cu motor aici de față, cu Shimano Steps și cu bateria în cadru. Bicicleta este de aluminiu și este o bicicletă cu suspensie față și spate. Cursă 100, dacă nu mă știu, 160 față și 160 spate. Deci un adevărat all mountain electric. Hai să-i dăm o tură să vedem cum merge. Asta e bicicleta care mi-a plăcut aproape cel mai mult de la salon. O bicicletă care arată foarte bine și se comportă foarte bine. Și cred că pentru downhill bicicleta asta ar fi genială, pentru că e foarte, foarte, foarte controlabilă. E foarte ușoară. Foarte, foarte ușoară. Pentru un e-bike, cântărește foarte puțin. Eu m-am obișnuit cu o bicicletă care este delimitată. Drept urmare, bicicleta asta te asistă până la 25 de km la oră și nu este foarte plăcut. Chiar nu e plăcut deloc. Nu-mi place chestia asta, mi se pare că îți ia din distracție. La plecarea de pe loc, în schimb, este fenomenală. 14 km la oră instantaneu și 25-33. Acum pedalez pe picioarele mele și... wow! Repede, pe curbă, apoi pe rampă, ajungem din urmă, dar din nou pe... depășim, dar din nou pe picioarele mele și frână până la linia roșie. Wow! Și oprește. Ca să fiu și eu profesional, că am venit la salonul bicicletei și trebuie să fiu și profesional printre altele, High Bike, din punctul meu de vedere, bicicletă care s-au ridicat extrem, extrem de mult, pentru că oferă de la biciclete de oraș normale și electrice, la non-electrice, biciclete mountain bike electrice, biciclete mountain bike non-electrice, full suspension, hardtail, practic orice bicicletă îți poți dori este la High Bike. Asta îmi place foarte tare la ei și sunt biciclete nemțești, lucrate foarte bine, biciclete de calitate. Ce nu-mi place este prețul, că sunt foarte scumpe. Ce bicicletă e asta? Ce? E o bicicletă ce? E mega tare, sper să nu mă muște. Nu, nu muște. Nu? Dar păi, putem să-l programăm să-l muște pe el de cap? Da, o bicicletă cu patru roți, o bicicletă cu patru picioare, deci numai biciclete de toate felurile la salonul biciclete. Salut! Salut! Care trotinetă de aici, nu știu, ar stârni curiozitatea celor care se uită la mine în momentul de față? Păi ca un bun vânzător aș spune că toate, nu? Toate, nu? Atunci hai să încercăm una dintre ele, ce zici? Bine. Soluția perfectă pentru congestia din oraș și pentru frica de a rămâne fără bicicletă. Partea cea mai interesantă la trotinetele astea este că suspensia merge întotdeauna
și pe față și pe spate, indiferent de vreme, indiferent de prin ce bărți treci. Am făcut drifturi cu trotineta asta, am trecut prin noroi, am trecut prin apă, am mers pe asfalt, am mers cu o linie de baterie și în momentul în care mergeți pe una o să vă convingeți de ce. Cristi a promis că mă ajută să filmez puțin review-ul la trotinetă, pentru că, nu de alta, dacă eu filmez, voi nu puteți vedea cum arăt eu pe trotinetă. Așa că imaginați-vă că Cristi sunt eu, care ajunge primul la salon, câștigă, nu știu, căpșuna de aur. Deja sunt la 30 km la oră și uite, Cristi deja pleacă. Nu! Trebuia să câștig! Cred că Cristi trișează, are ceva tunat sau... Îmi place la nebunie trotineta asta și nu neapărat doar asta, așa cum spuneam, suspensiile merg întotdeauna. Nu trebuie să te gândești că dacă dai într-o groapă, cum sunt cele de la Pegas, spre exemplu, care n-au suspensii, asta are suspensii, lucrează pentru tine, nu trebuie să faci nimic separat. Și uite, Cristi a câștigat, din păcate. Hai să intrăm. Da, da, viitoare, mă lași pe mine să câștig. Dacă totuși nu vrei să mergi pe trotinetă electrică pentru că ți se pare că e prea pentru copii, totuși faci o chestie super interesantă, și anume ai bicicleta asta pe care eu nu știu s-o demontez. Ai un levier aici? Da. Iată că Mihai ne arată cum să facem toată treaba. Aici și aici. Și în mai puțin de 10 secunde ai o bicicletă. Haide, haide, haide! Hai să ne întrecem, vrei? Ne întrecem? Hai, Andrei! Andrei te cheamă? Mamă, Andrei, dar mergi foarte repede! Ești la fel de rapid ca mine, Andrei! Uite, Stigo reușește să țină pasul cu Andrei! Cât de cât! Tăiem aici curba! Wow, ești ok, Andrei? Chestia cea mai tare la Stigo este că are claxon, scuze! Ia uzi! Super tare claxonul ăsta. Și Stigo, hai să vedem cum accelerezi. Stigo accelerează. Merge la 12, 14, 16, 17, o curbă în viteză pe interior, după care accelerăm din ce în ce mai repede. Uau, dar chestia asta chiar prinde 24, 25. Oh my god. Vai, de cât e rapidă. În teorie ajunge până la 30 km la oră. Aș vrea să merg cu 30 km la oră cu Stigo. Cu siguranță, nu. Revenind la subiectul nostru, în stânga mea sunt biciclete, dacă vii puțin, sunt biciclete românești. Da, ați auzit bine, mă rog, nu toate lucrurile de pe ele sunt românești. Bine, exceptând motoarele și frânele, sunt biciclete românești, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Dintr-un Revo Shift au făcut un schimbător ca la motocicletă, practic, poți să schimbi înainte și înapoi. Revo Shift cu o bicicletă care arată genial, din punctul meu de vedere. Hai un drift. Vezi că ai și căuțu. Ai și căuțucu. Deci nu cred, ai și căuțucu. Monumental. Foarte tare tool bike, asta mi se pare genial. Că poți să mergi pe așa ceva. Ah, și mai e ceva, nu cred că poți să te stropezi niciodată. Chiar dacă treci prin apă, nu cred că poți să te stropezi. Ceea ce e super tare. Eu, în teorie, n-ar trebui să merg pe chestia asta. Însă, o să o fac. E sigur? Am încercat eu care e. Nu-l speria. Nu mă speria. Hai, să fii relaxat. Hai ușor așa. Ține, mă. Vin cu tine sau? Oh! Vai de capul meu. Mai mult, Marius, mai mult. Vai de capul meu. Pedalează, tare. Pedalează. Nu mă îndreaptă. Vai de capul meu. Gata, nu stau pe loc. Nu stau, stau relaxat. Relaxat. Mâinile. Relaxat. Relaxează mâinile. Relaxat. Încearcă să fii... Iau înaintea mea să te văd. Să fii cum? Gata, gata, gata. Stai că virez. Nu, eu virez, eu virez. Eu virez, eu virez. Băi, deci mulțumesc foarte, foarte mult, da, dă un 5 aici. Super tare, frate. Asta este mașina, sau nu-i așa? Ia uite, scrie și Marius pe ea, scrie și achitat, ceea ce este fenomenal. Uite-te și ne aveți și acolo. Hai să vedem ce, dacă e o bombă nucleară sau... Cam asta e mașinuța, așa arată. Sunt mega, mega entuziasmat să mă dau cu ea. Da. Hai să ne dăm cu ea, că nu știu mare lucru despre ea, asta e telecomanda. Aici. Nu știu ce trebuie să fac, trebuie să aprind, dacă nu mă înșel, mai întâi telecomanda și apoi mașinuța. Ia să vedem.
punem jos. Am venit la inamicii magazinului de la care am cumpărat mașinuța. Tu ești inamicul meu numărul 1, așa că o să te atac cu chestia aia. Vrei să mă alergi? Da, dar bănesc că o să scoți armele mari, nu-i așa? Păi, cel mai mare, nu? Exact, hai. Să vedem ce se poate. 3, 2, 1 și... Mai nervos? Mai făcut de data asta. De data asta. Gata? 3, 2... Unu, păi a plecat primul. Ce s-a pus? Si, oh! A câștigat. Pentru că sunt sigur că o să vreți să vedeți cum arată o cursă cu mașinuța asta, adică asta, e timpul să mergeți pe mașinuță. Mai bun de a încheia salonul bicicletei, 3 zile de biciclete super tari cu Ovidiu de la Biz de Bikes, bicicletele românești de care v-am vorbit deja, chopperele alea geniale, în Bena, cu o plimbare prin Romexpo, cu o bicicletă cargo, absolut genial. Acum du-mă acasă, te rog, Ovidiu. Acasă mergem. Salutare, pa, pa! Un lucru foarte important este că eu acum nu țin camera ca la vlogging pentru că cineva m-a ajutat să filmez. Este vorba despre prietenul nostru foarte bun, Google Story, care e în spate acolo la cameră și mă ajută să filmez. Sperăm să-și revină cu canalul de YouTube pentru că trebuie să fac asta. Tu ce faci acolo la Moșii în Roată? Care este treaba ta la Moșii în Roată? În afară de servici fac tot ce trebuie. Mulțumesc. Adică, mă bâlbâi. De ce nu vrei? Știu despre ce e vorba, dar nu fac treaba asta pentru că sunt alții care o fac mai bine ca mine. Am înțeles. Și tu nu faci nimic în general sau? Eu de obicei nu fac nimic. Deci tu practic ești bossul, șeful, șefilor. Eu fac treaba care face treaba ca să meargă treaba. În jur de. Nu e rău deloc. Sau un Logan pe Bulgaria, înmatriculat, 500 de euro, fratele vostru. Știe. Hai să întrebăm cât costă o bicicletă. Așa de... Salut. Cât costă X-Duro, S-Duro? Care e? Uite ăsta, spre exemplu, trail bike. A, nu e așa rău. Sunt afișoate pe S-Duro. Bateria... A, scuze. Iartă-mă. Eu sunt de la țară și nu știu să citesc o foaie, drept urmare... Se întâmplă. Este limitată până la 25 km la oră, dar... Bicicleta asta merge mult mai repede. Nu mai spuneți la nimeni. Resoftat. Se poate... Ce anume? Filmul ăsta, unde se poate vede? Pe canalul meu de YouTube. Care este Traffic. YouTube? Da. Mm-hmm. Okay. Mulțumim. Cu mare plăcere. Salutare. Băieții de la Highbike nu erau fanii mei. Acolo scrie, acolo. El practic te poate ajuta să dezactivezi... El te poate ajuta să dezactivezi GPS-ul unei biciclete. Te poate ajuta să înveți să rupi antifurtul unei biciclete. Și desigur te mai poate ajuta să înveți cum să ridici o bicicletă fără să facă zgomot dacă are alarmă. Apelați la el, știți deja magazinul la care lucrează, dacă vedeți să învățați să furați o bicicletă, să țepuiți oamenii și bineînțeles... Mai vorbi așa despre mine. Chiar o să creadă lumea aici. Nu? Eu cred asta. Te las la treabă. Aveam ceva în cap, vreau să zic ceva de anvelopă ieftină, dar...